Bună ziua, bună ziua. Colegul. Bună ziua, bună ziua, salut, salut. Ce faceți? Bine. Bine, dumneavoastră? Bine, bine. Tu? Bine, bine. Uite, pe aici, pe la casă, am venit și eu, acum. Am auzit că șeful a chemat niște oameni aici să ne plătească nou teritoriul de ora, colegul. Ma, da. De ce? Păi, na, nu știu. A chemat niște oameni, dar pe unde să? Cred că sunt pe drum, na. Păi băieți, s-a chemat niște oameni ca să ne protejeze teritoriul, deci... Da, hai să vedem cât de bun ești, nu? Băi, sunt de pe serverul Antropomia. Ce mai faceți? Totul bine, totul rău? Ne, totul bine. Bine, colegi. Totul bine, știi? Băi, vă aștept pe serverul Antropomia Roleplay. Intru, n-am da, putut fac acum. Auziți? Da, da. Da, da. Așa. Am luat și o pastive din aia. Ai luat-o, ai luat-o. Dar pe unde sunt oamenii, măga? Nu-i văd să vină. Păi dă-i un pic de timp. Na, poate sunt pe drum, bagă benzină, na, nu ce știu. Ce câine ai murit pe aici, mă? Unde câine tot? Ia, că e sânge pe jos. Na, era o pasăre și mă jucam eu cu pușca. Bă, frate, uite ce frumos. Când o să vină ei, atunci o să mergem direct, o să le arătăm și locația, știi? Da, da, să ne luăm mașinile bun, și bun. Iartăm teritoriile, nu? Bun, bun. Numai să vină băieții. Hai să mă duc un pic mai încolo. Hai să așteptăm aici la intrare. Da, colegii, ce mă auziți? Da, da. Ce, tu nu ne auzi sau ce? Haide mă, nebunule. Aoleu, a murit colegul al nostru. M-auzi, mă? Colegul, poate o greșit. Bă, dar ăsta e dus cu pluta, frate, să mor, las că mă duc eu după el. Să văd eu ce face. Bă, dar greu, multă țeamă să vii, mă. Păi... Domnule, ce mai la fugă, văd că sunteți sportivi. Bună ziua, bună ziua, bună ziua. Așa. Ce beți, domnule, șampanie sau... Hai, aici jos. Domnule, noi nu bem, suntem... Nu bem, suntem la locul tău. Mă refer un 200 sticle de apă sau ceva, vă dau? O cola, dacă se poate. Da, o cola. Colegii, duceți-o pe o cola. Stai! Prăjituri, aveți prăjituri? Da, da. Da, avem în casă. Avem tiramisu, avem... Vreau și eu două negrese cu frișcă. Și eu vreau indiană. Eu vreau indiană. Eu am tiramisu. Eu am tiramisu. Colegul e mai retardat, așa să aruncă în piscină. A, nu e problemă dacă îi place. Handicap locomotor. Bun, fii atent cum facem. Vreau o firmă de pază. Hai aici să vorbim toți față-față, nu? Sau... Vreau și eu o firmă de pază pe teritoriul nostru. Înțeles că voi sunteți cea mai bună din oraș, nu? Da. Așa ne gândeam, nu știm. Acum lăsăm pe voi să decideți. Vedem. Măi, cât cereți voi? Încă nu ne-am gândit. Încă nu ne-am gândit la un tarif. Ideea este că noi vrem în primul rând să ne facem paza și să ne facem treaba. Dacă iese bine, dumneavoastră decideți dacă merităm sau nu mai mult. Cât poți noi, în principiu, trebuie să le oferim la băieți acolo de o mâncare, de o masă, de o ceva. Ei iau salariu, de exemplu, noi le oferim 100.000 pe lună la băieți, sunt pregătiți și salariile vin oricum și dacă avem sau nu contracte, prin băieții primesc bani. Ce extra și care aduce contracte mai e acolo cu un comision de vânzare, că așa se întâmplă. Dar având în vedere că sunteți al doilea client al nostru și suntem și noi în oraș, ca să zic așa, de-abia ne-am apucat de treabă, ar fi frumos și ideal să începem cu o negociere, cam cât ne-ați oferit dumneavoastră și cam ce ar trebui să facem. Măi, mă, fii atent, vreau ca, pai că ți-o spun așa, de scurt pe doi, știi? Vreau casa asta să fie asigurată și o să-ți arăt un teritoriu, dacă știi deșertul. Da, da. Bun, cât mi-ai luat pe asta două teritorii? Păi, în principiu și în prima fază, casa n-ar fi o problemă să păzim, vă putem asigura aici, băieți. Ideea este că pe teritoriu am putea intra în niște probleme. Și probleme însemnând că dacă cumva cineva va ataca acel teritoriu,
La casă n-are ce căuta, dar la teritoriu s-ar putea să atenteze, că sunt mulți noi în oraș care vor să facă joburi ilegale și bănuiesc că aveți și joburi ilegale în zona aia. Da, și noi de obicei nu facem chestii ilegale, adică dacă ajungem într-o zonă ilegală, sigur se va lăsa cu schimb de focuri de armă sau cu amenințări sau cu alte nebunii și am preferat totuși să evităm treburile astea. Dacă sunt obiective strategice să le păzim, să nu intre lumea, de acord, dar dacă să ne punem să cerem bani cuiva pentru a livra diferite chestii sau a produce diferite chestii ilegale, nu prea intră în jobul nostru, intră în jobul masilor. Vreau gen felul următor, numai să o proteja, să nu vină alte organizații, să spun așa, pe teritoriul nostru. Ah, să ceară protecție, am înțeles. Da, da. Dar noi nu putem cere protecție oamenilor care vin să lucreze acolo, este treaba dumneavoastră. Mm-hmm. Bun. Colegul, ce ai făcut acolo? Colegul mi-a alunecat. Vreau să vă pun unul din voi cum vă descurcați cu ăsta, ia bateți-l, scoateți-i doi dinți. Hai că vă pun și la test acum. Pui. La care a dat colegul tău. Hai, pe el, băieți. Ăla sus, ăla cu mâinile sus. Pe ce l-ați plecat de acolo? Dar nu bateți, nu bateți tare. Au! Hai, dă-i, dă-i. Dă-i colegul, una. Da, mai e cam moale, e cam moale. Hai, dă-te colegul. Ce fac, mă, dă-i. Colegul îi dau? Dă-i cam eu ceva pentru el. Nu, nu, lasă colegul, lasă. Lăsați-l, lăsați-l, că e mai retardat așa. Dintr-un pumn, picașa. Nu, nu, am eu pumnul tare, am eu pumnul tare. Vrei să-ți dau eu ție? Ia dați-i și lui un pumn, dați-i și lui ăla un pumn. Băi, dar mai taci, mă. Cadou. Bun, fii atent, cam cât cer pe casa asta atunci, dacă tot o luăm așa. Mă interesează prețul. Pentru că nu vrem să vină cineva aici dintr-os și să intre în casa la noi, știți? M-au zis colegii? Da, da. Silvă, ple. Eu ne-am gândit și ar trebui să vă luăm 100.000 pe casă și 150 pe locația ilegală. Dar la educația ilegală există și riscuri, v-am spus. Păi și atunci nu putem vorbi cu un preț mai doar acasă? Doar la casă? Nu vezi la locația de ilegală? Nu, no, acolo atunci o să ocupe a mea. Am înțeles. Păi no, atunci mai puțin de 80.000 nu vă putem lăsa, sincer. Bun, la rândul 10.000 și cât timp vă puteți oferi, cât timp puteți stați aici? Contează, mă interesează și pe mine. În principiu, dacă aveți oameni la casă care stau, ne pot suna în orice moment să intervenim. Dacă nu aveți casă, putem trimite o patrulă care să vină odată la 10-20 de minute pe la casă, măcar să verifice că e tot în regulă. Aveți nevoie de om să stea aici fizic în continuu, atunci va costa mai mult, vă dați seama. Nu, fii atent, atunci vreau că să veniți în patrulă de 20, la fiecare 20 de minute. Da, da. Și da, altceva, vreau să văd și eu cum vă descurcați. Vreau să luați pe un membru de-al meu să vă bateți un pic, dar numai unul. Colegul, vine un pic până încoace, colegul. Nu vreau să... Gigel. Nicoleta, ești aici? Da, da. Hai, Nicoleta, rup. Cică Nicoleta? Am o fată în echipă care bate mai bine decât toți. Rog, o fostă fată. Cu cine mă bată? Gigi, eu mai zic mai bine să ne... Ăla care este la scări, ăla care este la scări. Că noi n-avem foarte mult timp. Chema? Noi avem totul jafuri, chestia. Hai băi, frate, de cât te-am luat la șpa. În bancă mai am și eu ceva acolo, știi? Atunci punem împreună. Punem împreună, nu-i problemă. Mă, fii atent. Domnii, am vorbit cu... Nu, așteaptă primata, așteaptă primata. Primata, vreau să luați pe unul, să vă bateți cu el și ca și test, așa ca și probă. Vreau și eu să văd la cine, pe cine angajez, să spun. Bine, așa. Da. Deci mă bag cu domnul acesta cu spaghete în cap, la fel ca mine? Da, pe ăla. Haideți, domne, dar într-un loc mai mare, nu așa, că mă simt închisuit. Haideți cu tot. Haideți să mergem, să vedem. Haideți sus cu el, mamă, să vezi ce-l rupe. Vedeți că e fată, mai vă zic o dată, o cheamă Nicoleta, dar s-a transformat în băiat, ca să știți. Păi de ce s-a transformat în băiat? Ai spaghete în cap. Nu știu, nu mai a plăcut fată. Întreabă pe ea, mă. Pe el acum. Și de cât este? Întrebați ce nume are, că e un nume foarte interesant. Adevărat. De unde provine? Și de cât este? Aoleu, asta e mai grav. Dar putea să vă... Nu, dar am și o întrebare, dar aveți o fată în ori... Fostă fată. La set, adică, la set, e travestit. Adică. Și-a schimbat sexul, domnule. Adică.
Adică din fata adică s-a făcut băiat. Adică nu mai are banana. Cum ai tu între picioare. S-a transformat. Nu mai are banana. Ia ia se pot ăștia, bă, hai mai repede că pierdem acțiunea. Pe să nu pici dracului, nu fii atent. Mamă, ce dă? Nostru. Haide. Ai pierdut banii, picule. Cred că. Dați-vă, dați-vă la o parte. Hai, Nicole. Hai, Nicole, tu. Mă bate, mă bate. Mamă, vezi? Hai, colegul. Eschipe, Nicoleto. Ah, 2000 pe băiatul nostru. Nu vreau șeful, nu mă-ți fac. 2000 pe Andrei. Nu, 5000 pe meu. Nu. Dă-i colegul, dă-i. Rupă-i gugașa. Hai, colegul. Dă-i cum te dai în celălalt. Coleta, cum am învățat, Nicol? Cât mai ai? Golego, mai ești? Da. Vezi că eu zbor avut-o din... Bun, la cine dau cei 5.000? Și... Cam slab, colegul, cam slab. Cam, la cine se dau eu 5.000? Cât mai aveai, Zelig? Cine-i Zelig, domnule? Nu, colegul. Da, mă, zi. Colegul ăsta... Îi zicem? Da, mă, da. Ce-am vorbit? Fii atent. Ne-am hotărât mai bine. Că văd că oricum vă bateți. Sper că și pe arme sunt destul la fel. Da, da. O să luăm și teritoriul. Plătim și pentru el. Ești retardat? Da, dar ce s-au de doamne? Haideți în spate. Hai, în spate. Da, haideți. Vedeți, nu alunecați. Dacă alunicați, vă rupeți piciorul. E 1-2, că sunteți oricum, ați făcut armata. Da, am venit și pe așa. Câțiva am venit. Ce-a făcut ăla, mă? Aoleu. Eu mai am așa o întrebare, Paul. Mă înțeles. Na, spune-mi. Mai bine cu ăla acela. Mai bine cu ăla cu titamisul, doamne, că mi s-a făcut poftă. Da, păi, mai așteaptă. După ce dăm și bani, facem actele, nu? Da, actele, da, chiar, doamne, uitam de actele. Vezi că fata e cam mort în cadă. Dacă știi expresia. Nu, adormi puțin că e de la soarele astea, a făcut insolație. Bagă-te în apă. Bagă-te în apă. Care vreți băgați-vă în apă. E vedeți că am făcut eu pe înainte. 3, 2, 1. Hai, bă. Nu mai dăm. Hai, a făcut pipi, e clar. Da, a făcut nouă. Mamă, ce. Trebuie să vă spălați acum. Na, bine, las că ne-am spălat oricum. Colegul, mergem să-i arătăm... Da, mă. Haide să mergem până acolo, până la locație. Ați casa, ați văzut-o. Da. Prețul total mă interesează acum. Da. Un preț în total, așa. Eu zic așa. Bă, se neacă ăsta. Așa rotund să fie, eu zic 200 de lei și pe total. Bine. Tot așa că la un braț. E bine. Colegul, facem 100. Cât ai zis? 100.000. Dar să știți că nu trebuie să bătiți acum. Mhm. Păi nu, da, la noi mergem pe încrederea, dacă avem contract putem să plătești și la jumate și la sfârșit, nu ne facem griji. Mi s-a necat colegul. Bun, bun, atunci hai să vă arăt și o locație aia, știi? Da. Bun. Hai să ne mișcăm un pic mai repede. Aveți mai băieți, mașinile, nu? Avem. După o să vină și tort. Ceilalți. Tort, mă, mâncarea. Da. Vedeți că facem un grătar, vă invităm și pe voi. Da. Cu cea mai mare plăcere. Dacă vrei să veniți. Oricând, cu plăcere. Hai să ne băgăm repede mașini. Hai, dă-i acolo. Așteaptă un pic. Colegul, pune centura. Scoateți asta de aici ca să scot Mercedes-ul, vă rog. Veniți după noi, ok? Da, hai că mergem băieți până acolo. Să le arătăm. Bă, colegul. Pai încredere în ei. Gigele. Zi, mă. Bă, Gigele. Bă, dar de fiecare dată trebuie să dau un off la microfon? N-am, trebuie și eu. Colegul. Zi, mă, zi. Băi, tu ai încredere în ăștia. Bă, sincer, cam așa și așa. Stai să vezi videoclipurile.
să nu ne dau țeapă, dar a zis că să nu-i dăm acum banii, știi? Păi nu, na, ok, nu-i dăm bani acum, dar totuși o dăm să știu că nu mă trezesc cu ei peste noi. Păi, asta păi e și fața. Și celălalt mai vin sau... S-au blocat acolo, nu știu ce fac. Dă-te până acolo și uite-te. Dar nu cu mașina, lasă mașina aici. Vezi că cam scării. Da, nu știu. Hai, veniți după noi, ok? M-au auzit. Sper că te-au... A, e în mașină. Sper că te-au auzit, mă. Culegu, vezi că te-ai cam... Da. Cunoști magie un pic? Ce? Cunoști magie? Magie? Mm-hmm. Ce se? Te-ai cam teleportat în mașină, fără să deschizi ușa. Da, da, eu sunt magician. Vezi cum conduci, vezi cum conduci. Bun, frumos. Că nu ne grăbește nimeni. Nu, nu, stai liniște. Nu, bun. Ce mă interesează pe mine, tu ai încredere în ei? Bă, sincer, așa, așa, așa. Păi și dacă vine șeful mare și îl găsim mort într-o dimineață, ce facem? Mergem, din cauza la ăștia. Mergem și... spargem mațele, nu? Hai că le spargem, n-ai văzut ce pumn are ăla, mă? Da, am văzut, mamă, dintr-o bucată și noi suntem ruși. Băi, aia zic, bine că ăla cu macarane în cap, eu ce zic de el? Zici că e... Ai mai slăbuț așa, nu bea foarte multă vodka. E vai de capul lui. Să nu ne dă țeapă ăștia cu bani. Mai vedem. Și să, dacă să te gândești, să-i dăm bani falsi. Nu, asta, niștit. Bani falsi nu prea. Știi că își dă seama, dracului. Aici sunt filme de pază, cu asta se ocupa. Da, asta și gândit, să le dau niște carturi, știi? Dacă poate are vreo... Așa pe acolo. Da. Mai știi că nu? Ai dat niște carturi falsi, îi zice că îi plătim cu carturi. Da, da. Da. Bă, dar pe ăștia pune ai găsim. Păi pe stradă i-am găsit, gen... Am înțeles. Pe un anunț, au făcut un anunț odată, că sunt cei mai buni la security. Și am zis, iau, bă, că ai văzut că șeful a zis că ne trebuia cineva să ne protejească teritoriul și casa. Da, da, da. Bă, dar vezi că sunt, au mașini, iau de toate ăștia. Nu mă interesează pe mine de mașină, mă interesează cum știu să protejeze teritoriile. Și da, să văd dacă da. Lucrează normal sau bine. De ăștia ce dau țeapă, știi? Da, vreau da. Să văd și eu un act acolo de la ei cum au, cum caut. Domne, noi unde mergem? De tot în față, tot în față. Tot în față, tot în față. Ok, ok. Tot... Dă-te mai repede un pic, dar vezi cum, cum conduci cam rău. Da, da. Te rog eu frumos. Da, da, stai liniștit. Nu, bine. Hai, Italene, condu mai frumos. Mamă. Bă, 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 Italene, bă. Si. Mai încep, mă, că mă ia draci. Ah. Mă ia cu căldură. Te ia cu transpirațiile. Mamă, să moră. Dă drumul la aerosolul ăsta, ăsta, la frig aici. Hai, nu știu cum funcționează la mașina asta, dă-i tu. M-am înțeles. Hai, să dau drumul. Psst. A, nu așa, mă, ce cu tine. Trebuie de acolo din mijloc, mă. Ah, de acolo? Mhm. De acolo ce e? Pentru geamuri? Nu mai pentru geamuri. Să dea... Da, dă și pe geamuri, dar... Na. Te mai aerisește la pantalon, dacă știi ce zic. Aha. Mergem aici la motel și vorbim, nu? Mm-hmm. La hotelul ăsta abandonat, nu? Stai un pic, colegul, că... Mie mi-o cam... M-a cam ajutat Dumnezeu un pic, știi? Ah, am înțeles, da, da. Da, hai că... Mai că să parcăm pe aici. Băi, ce faină mașina, o știu. Mai chiar, dă-și tu. Azi e mai bine să mergem în sus. Mergem în sus, la pe aici. Înăuntru. Cu lege zic să asigurăm zona, că poate e ceva pe aici. Asigură zona, da, da. Mă duc acum acolo să se... Bun, deci, domnul, cam pe aici tot. Toată zona asta. Toată clădirea, da? Nu doar asta. Toate clădirile de aici împrejurim tot.
Am înțeles. Totul unde vedeți deșertul, Ianus. Aici trebuie să fie mai multe patru oameni, băieți, ca să știți. Da, da, aici e mai periculos, așa. Te-ai dat la Terminator vreodată? Da, da, da. Nu, bă, cam așa trebuie să fie. Colegii, totul e liber. Lângă mine. Nu, bun, aici e tot. Toată zona asta e noastră. Și de până la munte acolo. Oho, e mare zona. Desigur. Da, avem nevoie de oameni pricepuți, nu... Da, 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 cu siguranță nu o să vă dezamăgim. Vezi că vine unul. În față. Da, ai văzut ce stă la acolo. E un corcoveu. Îi cunoaștem pe ăsta de la o pișcă să... Ați văzut pe la ei sau... Da, da, am avut. De unde cunoașteți? Păi n-ai auzit colegul că a fost la mine. Da, eu știu. Pe unde îi cunoaștem pe Curcubei, ne-ați întrebat? Mm-hmm. Da, da. A, păi am avut acum câteva zile un contract cu șeful lor. Mm-hmm. Și am făcut acolo puțin antrenament cu băieții la casă, dar n-ai cum să, n-ai cu cine. Adică... Las că ai văzut și cu oameni odată, un pic cât odată, da? Băi, de steaua lui. Dacă ai alea ce zic. Eu unde, ce fac mă, aici ești? Am bărbire, stai liniștit. Mai bea și tu vodka acolo, că văd că e slab. Bun, deci hai să zicem așa, clădirea asta toată, mm-hmm, și după ea încolo peste stradă aveți nevoie de ceva sau doar patrulă să trecem să vedem cine e în zonă? Nu, nu mai aici, cel mai bine ar fi numai aici, ok? Că pe aici mai este aici ceva frumos. Bun, ce doriți? Să-i alungăm, să-i omorâm, să-i sechestrăm, să-i prindem sau ce să le facem? Normal, noi ilegale n-avem voie să facem, dar știți cum e, dacă ni se cere, prinde și deci la poliție. Îi spune la polițist că vi se pare un pic mai... Așa... Mai cu ilegale pe acolo, știi? Aha, deci aici e cu ilegale. Deci dacă îl iau și îl încătușez și îl predau poliției, sigur îl iau. Păi da. Da, și să fie... Ați auzit, băieți, da? Să stați atenți că sunt niște oameni îmbrăcați în negru la costum. Așa... Care vin pe aici și fac ei legea, na. Da, cred că am auzit de domnul, este o organizație cumva și... Da, da, că, da. Cumva se numește Cosa Nostra? Nu prea asta nume, dar... Na, nu știm. Știm nu numai știu că sunt îmbrăcați în negru și mașina neagră au. Am zis, domnul, că am fost în acea organizație și e una foarte dură. Dacă sunt eu, o să avem mult de muncit. O să vă mai ajutăm și noi, Stalin, și când o să fim în oraș, ne mai auzim noi oricum. Oricum, noi tot timpul o să comunicăm echipa de aici cu cea care o să vă patruleze la casă și în cazul în care sunt probleme aici, cea de la casă o să vină să vă anunțe, să veniți de grabă, da, aici. Da, da. Bun, bun, bun. Atunci o să facem un mic parteneriat, să spun așa, nu? Da, 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 da. Bun, bun, bun. Păi atunci banii ia să vi dăm mâine. Nu e problemă, oricând. Banii vi dăm mâine, sper ca astăzi cum prindeți pe cineva să... Știți voi ce trebuie făcut cu el. Cu siguranță, da, domnule. Nicio problemă. Sau mai bine să facem așa, na, că suntem, vă cunoaștem de puțin și sunt în risc foarte mulți bani. Na, dacă vreți și voi, vă dăm 100 de mii acum, mâine, domnule, și... noi avem încredere că o să-l primim toți banii fără nicio problemă. E un contract care se poate rezolva și nu e, n-are probleme. Prima eu am o altă propunere. Îți spună. Eu zic că decât să ne chinuim atacul poliția, eu zic mai bine le punem cagulă pe față și vi aducem la casa nu dumneavoastră. Nu facem de astea, nu, nu facem de astea pentru că se consideră răpire și nu vreau să intrăm în alte... Noi nu facem ilegale. Ați înțeles? Okay. În cel mai polițești rău caz putem face altceva. Dacă e civil, îl predăm. Dacă este de la îmbrăcat în negru, vă chemăm să vi-l luați și să faceți ce vreți cu el. Cel mai bine. Așa da, dacă face parte de vreo organizație și o și recunoaște, atunci cu siguranță vă chemăm să vi-l luați, să vi-l faceți ce vreți cu el. Dar noi nu răpim, nu facem chestii ilegale, că nu ne permite legea. Cel mai bine așa. Da, noi, da. Băi, atunci banul să vi dăm. Prima dată vreau să văd cum acționați, o scur, cum o să mai stea cineva ca să se uite la voi. Oricând. Că na, știi cum e, încrederea să câștigă, nu... Evident, trebuie să învățăm și noi puțin legea, pentru că să vă busta, nu legea, să învățăm puțin locația, pentru că n-am mai fost aici. Da, da, da. Nu e problemă. Păi atunci vă pot angaja pe un an de zile, nu?
Domnule, eu zic să facem o lună înainte și vedem cum funcționăm și cât de mulțumiți suntem și cât de periculos e și pentru noi și dacă e peste o lună, vedem cum continuăm. E bine așa? Bun, bun, bun. Bun, noi să mai venim pe aici. Da, da. Ce zici, talanule? Batem palma? Hai să o batem. Du-te. Hai cu domnul. No, bun, băieți. Aici v-am lăsat. Ai, vă pup, vă pup să mă culc un pic. Neapărat dormit azi noapte? Bine, domnul, noi acum să plecăm, că avem un pic de treabă. Hai, talanule, vorbești? Da, domnilor, nu-i problemă, aici suntem. Și... Eu cu bună treabă. Vă aștept pe serverul Wanta, România. Hai, colegi, să plecăm. Pa, pa.